Dosare penale pentru șoferi. În perioada 30-31 ianuarie 2015, polițiștii mureșeni au constatat în trafic 7 infracțiuni rutiere. Conducătorilor auto li s-au întocmit dosare penale pentru conducerea vehiculelor fără permis sau cu permisul reținut, pentru conducere sub influența alcoolului ori conducerea vehiculelor nematriculate. La data de 30 ianuarie 2015, un echipaj de poliție a oprit pe raza comunei a Cățari un conducător auto de 26 de ani care a efectuat o manevră neregulamentară de depășire. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că tânărul de 26 de ani nu este posesor de permis de conducere. De asemenea, în data de 31 ianuarie 2015, polițiștii de la Poliția Municipiului Târnăveni au oprit un conducător de auto de 47 de ani care avea permisul de conducere reținut. Iar în noaptea de 31 ianuarie 2015, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș au fost sesizați în legătură cu un accident rutier soldat cu avarii. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că unul dintre conducătorii auto implicați în evenimentul rutier nu posedă permis de conducere, iar la testarea cu aparatul etilotest a rezultat faptul că acesta a consumat băuturi alcoolice. În dimineața zilei de 31 ianuarie, polițiștii postului de poliție Ghindari au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Tânărul de 24 de ani care l-a provocat nu doar consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan, ci nu poseda nici permis de conducere. De asemenea, numerele de matriculare provizorii care erau atribuite autoturismului condus de către acesta erau expirate din data de 17 mai 2014.